acestui proiect să avem niște grupuri de tineri unite, care știu ceea ce vor să facă mai departe și cu sprijin să încercăm să identificăm și alte surse de finanțare, astfel încât problemele identificate, sau mare parte din problemele identificate, să-și găsească o soluție. Vă mulțumesc frumos, cam atât am avut de spus. Mulțumesc! Noi am tot purtat discuții cu tinerii din comunități și aici vorbim de Găujani, Malu, Vedea, Singureni, Comana, Prundu, Bolintin. Am încercat să găsim comunități unde persoanele de etnie romă sunt mai numeroase și vom încerca ca din acele comunități să găsim acele grupuri cu care să lucrăm. Prima întrebare pe care noi am pus-o tinerilor au fost: ce vă lipsește în comunitate? Credeți-mă că cel mai des răspuns l-am primit: ne lipsește o discotecă. Nu știu dacă putem să facem o discotecă, nu știu dacă vă putem face o cafenea, nu știu dacă dorim neapărat modul de a petrece timpul numai distrându-ne. Ci vom încerca să vă sprijinim și să vă ajutăm, făcându-vă ca timpul dumneavoastră să devină mult mai util. Recunosc că n-am auzit pe nimeni care să spună că avem nevoie de un cinematograf. Deși este perimat, numai că cred că era un foarte bun loc de socializare. Eu când eram tânăr, cred că am văzut 100.000 de filme, exagerez acum, dar la modul de glumă, ne așteptăm ca dumneavoastră să începeți să visați. Ne așteptăm ca să luați legătura cu autoritățile locale prin noi, din comunele din care dumneavoastră locuiți, să încercați să ne sesizați orice problemă identificați, să încercăm să stăm de vorbă cu autoritățile din comunele respective. Noi am căutat să invităm și din mediul rural, numai că și din cauza timpului și altor probleme pe care le au oamenii pe la primăriile respective, nu au putut să ajungă. Însă mulțumesc tare mult domnului primar Nicolae Barbu, care a fost alături de noi în absolut toate proiectele pe care noi am încercat să le inițiem și pe care le-am derulat deja în Giurgiu. Voi, mare parte dintre voi, sunteți deja implicați într-un proiect, în acel proiect de sprijin educațional intensiv, care este realizat tot împreună cu agenția, împreună, dacă putem spune așa. Și o să vedeți că dacă domnișoara Delia mai are 2-3 minute, o să ne vorbească și de un alt proiect împreună la universitate. Încă 2-3 minute o să ne vorbească domnișoara Delia, după care, dacă domnul primar vrea să adreseze câteva cuvinte. Pentru faptul că ne-ați adresat această invitație, totodată să vă mulțumesc că vă implicați în orice problemă socială, în orice problemă civică a orașului Giurgiu, orice proiect din acesta ajută orașul. Mă bucur că ați implicat în proiectul dumneavoastră foarte mulți tineri și că aveți continuitate în aceste proiecte. Să știți că a fost și gândul meu atunci când am venit primar al municipiului să creez structuri ale societății civile în cadrul primăriei ca să beneficiez de informație. Să știți că noi în cadrul primăriei avem un consiliu local al seniorilor care este reprezentat de 21 de persoane care au terminat, eu știu, activitatea profesională și au timp de ajuns, dar au și experiență și maturitate și beneficiez de foarte multe informații, dar și soluții pentru acele cerințe în oraș. Și avem Consiliul Local al Tinerilor, formați din tineri, luați chiar din mediul gimnazial, mediul liceal, studenții, chiar persoane care au terminat facultatea, care au loc de muncă. Am încercat să îmbin atât, eu știu, acea pepinieră de tineri, și din organizațiile politice, dar și din organizațiile civile, din asociații, și lucrează, acești tineri lucrează foarte bine. Pe principiu, nimeni nu este președinte pe viață, am înțeles că se aleg la 6 luni, eu le-am zis la un an, ei se aleg la 6 luni și aleg un președinte și aleg o structură de conducere și de organizare și ca și, eu știu, formă de colaborare, aștept de la dumneavoastră, de la acest Academie de Implicare a Tinerilor, una, două persoane să facă parte din acest Consiliu Local al Tineri, care este un organism viu. Nu este un organism închisat, rămas pe 4 ani ca și Consiliul Local. Ei anual se schimbă, sunt elevi care termină liceul și pleacă la facultate și nu mai pot face față. Cei care nu se implică, ceilalți iau decizia ca să excludă și să aducă alți tineri care să se implice în viața orașului. Și ceea ce vă spuneau dumneavoastră, că le trebuie un cinematograf, o discotecă,
Noi încercăm ca și comunitate să oferim cadrul necesar firmelor, ca firmele să ofere aceste facilități, aceste servicii dedicate tinerilor. Am nevoie de la ei implicare în toate domeniile. Ce nevoie au? Locuri de joacă, eu știu, posibilități de a găsi un loc de muncă mai rapid. Și iarăși revin cu o idee și care va fi pusă în practică în ianuarie. Vom crea la nivelul primăriei o bază de date a tuturor nevoilor de forță de muncă și a ofertei de forță de muncă în municipiul Giurgiu. Vin firme și ne cer locuri, ne cer, eu știu, persoane calificate într-un anumit domeniu. Noi nu avem ce să le spunem că nu noi ne ocupăm, ci îi trimitem în mediu, eu știu, organizat la AGFM sau în alte părți să-și găsească forța de muncă necesară. Am nevoie și de la tineri care termină liceul, tineri care termină facultatea să intre în această bază de date. Nu o să vorbesc mai mult, vă felicit că vă interesează și că sunteți preocupați. Lucrul ăsta contează enorm de mult. S-a mai discutat de minoritari și neminoritari. Aș vrea să rupeți aceste bariere. Sunteți toți tineri acestui oraș. Nu contează culoarea pielii, nu contează din ce familie provii, contează ce vrei și ce poți să faci în viață. Eu vă doresc succes, să fiți bătăioși, nu o să vă dea nimeni. A dispărut societatea care vă lua după stradă, vă lua în școală și vă trimitea la locul de muncă și vă oferea un loc de muncă. Trebuie să vă bateți pentru tot. Dar această, eu știu, dorință și această forță pe care vă dă la un moment dat viața, că trebuie să vă luptați pentru orice lucru, vă va și căli și vă va și forma ca persoane și ca, eu știu, persoane reprezentative a acestui oraș. Și viitorul. Da, până la urmă, toate în acești tineri ne stă viitorul. Și cum îi educăm, cum îi susținem. Și cum îi formăm ca și, eu știu, persoane vrednice de dezvoltarea acestui. În toate acțiunile pe care le-ați interzis, faceți această acțiune finanțată din fondurile europene, trebuie să rămâneți cu ceva, trebuie să vă ajute la ceva. Dar dacă o faceți, faptul că vă întâlniți contează enorm. Faptul că lucrați în grup contează enorm. Sper cât mai multe acțiuni din acestea cu finanțare europeană. Știți că întotdeauna am fost alături de toate inițiativele cu finanțare europeană, inclusiv că au venit în cadrul școlilor, că au venit în cadrul liceului sau a societății civile. Am fost exact acea componentă de care aveați nevoie ca să meargă mai departe. Fie prin susținerea financiară, fie prin credibilitatea care o dă o instituție a statului, o primăria care este prima instituție în municipiu, care să vă dea garanția că acest proiect și certitudinea că acest proiect devine fezabil și că va funcționa cum trebuie. Succes în continuare, Doamne ajută și tuturor, pentru că sigur nu ne vom să ne vom întâlni, dar în alte circunstanțe. La mulți ani, sărbători cu bine, să dea Dumnezeu ca în anul următor să fim mai buni, mai calzi și să avem, eu știu, o speranță mai bună în ceea ce facem. Succes! Vă mulțumim! Posibile, lucruri pe care noi îi mulțumim tare mult. Bună ziua, vă zic și eu. Acum, peste domnul primar, nu pot să spun prea multe. Din punct de vedere al primăriei, va explica domnul primar. Suntem alături de orice inițiativă care vreți să o faceți. Suntem alături de tineri. Pentru că știm cu toții că tineretul, tineri în general, reprezintă viitorul. Avem și organizație frumoasă în Giurgiu, se numește Implică-te pentru viitor, tot organizația tineretului, care așa ne dă multe speranțe că și pentru voi este la fel de adevărat, că cu ce vă implicați astăzi în perioada în care sunteți tineri, așa veți avea și în viitor. Cât de activ veți fi acum, în viitor va fi cu atât mai bun și mai prosper și pentru voi. Acum spunea prietenul și vicepreședintele grupului local de lucru privind incluziunea romilor, domnul Grigore. Noi încercăm și pe această cale să creăm ceva și să aducem ceva
și tinerilor și în general și comunității de etnie romă. În special pentru asta suntem creați. Am participat și participăm la orice inițiativă și orice proiect care poate să aducă bani în Giurgiu, în care sunt implicați atât tinerii, dar și toate celelalte, eu să zicem, societăți, societatea civilă, instituții și așa mai departe. Am participat la București, chiar ne cunoaștem și cu domnul Duminică, la câteva întâlniri la nivel de ministere și eu îl felicit pe această cale, pentru că am spus așa la ultima întâlnire care am fost, domnul Duminică este un om foarte, foarte implicat și după ce a luat cuvântul, mă gândeam că era foarte important să mai existe acolo și alții domni care se numească luni, marți, miercuri, joi, pentru că ce face domnul Duminică chiar o face foarte bine. Și atunci, dacă aveam încă 6 oameni care să facă la fel ce face domnul Duminică, chiar dacă se numeau, așa cum am vă spus, celelalte ale săptămânii, era un lucru foarte bun și pentru etnia romă și pentru țară în general. Felicitări și succes în continuare. Și având în vedere că vin și sărbătorile de iarnă, vă zic și eu la mulți ani, sănătate multă, vouă și familiilor voastre, Doamne ajută să fiți sănătoși! Sunt elevi, unii sunteți elevi și acum. Și nu sunt un tip care merge așa des la biserică, dar aș putea să vă spun că ați putea să urmați următoarele îndemnuri. Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide, iar un îndemn al meu este luptați-vă și veți obține. Pentru că dacă nu vă luptați, degeaba existați, pentru că nu veți obține niciodată nimic. Asta ca o concluzie. Iar dincolo de lucrurile astea, aș vrea să vă spun că fiind tineri și fiind constituiți într-un grup, aveți mult mai multă audiență și veți fi mult mai bine ascultați decât dacă acționați ca un singur individ, ca o voce singură în noapte. Da? Așa că dacă vă uniți și luptați, unirea face putere. Eu vă doresc sărbători fericite, să fiți sănătoși și să vă ascultați părinții. Vreau să nu ratez momentul să prezint. Probabil că mare parte dintre voi îl și cunoașteți, este și profesor al dumneavoastră. Și mulțumesc pentru prezență. Dacă și doriți. Eu vă mulțumesc pentru invitație, pur și o bună ziua. Aș vrea să încep punându-vă că exemplu de bună practică există aici voi, elevii mei, o parte dintre dumneavoastră nu vă cunosc, probabil că sunteți elevi de la celelalte licee din Giurgiu. Iată că acest proiect educațional care tocmai este în derulare, care vine sprijinul vostru al elevilor prin burse, prin meditații și prin sprijin educațional, este un exemplu de bună practică, este o mică parte din ceea ce se realizează prin conjugarea eforturilor ISJ Giurgiu cu Partida Romilor, cu ceilalți colegi ai mei, doamna profesor Steluța Zlate aici de față. Sunt exemple de bună practică care trebuie dezvoltate, care trebuie duse mai departe și mai mult de atât. Aș vrea să subliniez un singur aspect. Pentru că m-am lovit de el atunci când am încercat să identific elevii de etnie romă din liceele din Giurgiu. Educația ar trebui începută prin cunoaștere, prin acceptare ca identitate, ca etnie și mai ales prin validare. Ne dorim noi, inspectoratul școlar, împreună cu dumneavoastră cei prezenți, să derulăm și alte proiecte care să vină tocmai în sprijinul dumneavoastră să vă pună în valoare calitățile, pentru că sunt în domeniul de aproximativ 14 ani și știu că nu se poate face din punct de vedere valoric diferență între romi și nerom. Și așa cum spunea și domnul primar, ar fi bine să ștergem aceste etichetări rom sau nerom. Toți suntem egali și trebuie să ne comportăm ca atare. Vă spun și eu sărbători fericite și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în realizarea acestor proiecte și care se vor mai implica, pentru că este nevoie să se vină în favoarea și în sprijinul elevilor defavorizați în special. Din grupuri de avantajate, de favorizați. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Steluța Zlate, și mulțumesc și colegilor mei de la presă, care de fiecare dată, oricând i-am chemat, au dat curs invitației noastre. Eu vă mulțumesc!
Lucrez în agenția împreună de 4 ani. Cred că s-au făcut 4 ani, acum vreo 2-3 zile odată. De atunci am avut ocazia să cunosc foarte mulți tineri, să interacționez cu ei. De obicei când merg prin școli, pentru că eu vizitez foarte multe școli și licee, îi întreb ce vor să se facă când vor fi mari. Promit că dacă o să mai am ocazia să mă mai întâlnesc cu voi, o să vă pun aceeași întrebare. Dar în aceeași măsură, când mă duc la ei în școli și întreb despre visele lor, despre ce vor ei să facă, de multe ori se sesizez în privirile lor faptul că se întreabă, ok, și ce pot să fac eu? Deci, de aceea l-am rugat pe unul dintre voluntarii noștri, pe Sami, să vină astăzi să vorbească cu voi. Sami este din Prundu, deci de aici, de la nivel local. Cunoaște-o de când în anul întâi, la specializarea romanie engleză, în cadrul Universității din București. Agenției, mă povestea el în mașină acum în drum spre voi că s-au întâmplat anumite lucruri cu el. Este un locul lui, iar prin acest proiect tocmai asta încercăm să facem, să vă creștem încrederea în voi, să vă estimați. O să-l invit, ca să zic așa, pe Sami, să ne împărtășească puțin despre cum a ajuns el, cine îl contează și de ce în final e important să ne implicăm. Că am venit aici, ne-am cunoscut, i-am auzit pe domnii în autoritatea publică locală, discutând, spunând-o, da, e minunat că ne întâlnim, că discutăm, că încercăm să facem lucruri. Dar în afară de asta, lăsând asta la o parte, voi ca și tine, de ce aș face asta? De ce m-aș invita? Sper că măcar la